o personalitate mai puțin cunoscută, care a contribuit ca să nască Uniunea Europeană, Comunitatea asta Europeană, care vorbim toți pe care suntem, vorba lui Toma Urchiu, de la DLN, Focen. A făcut parte din grup de 4 patrioți români, care au atacat legația română din Berna în 1954. Că sunt 60 de ani de atunci. A fost primit ca un act, mă rog, banditez, nu știu cum, atacat, mă rog, așa. Însă, când au atacat legația, acolo au găsit o listă cu senatorii francezi care erau mituiți deja să se împotrivească creierii comunității cărbunelui și oțelului, care a stat la baza formării Uniunii Europene. Normal, ei au dat publicității listele și celor mituiți, normal, n-au mai votat contra, și în felul acesta, deci, cineva dintr-o stare asta, care era conducătorul grupului de 4, dintr-un sătuc cu belenii de asta, a contribuit în mod, mă rog, indirect, prin ce-au făcut ei la... Deci, în felul ce-ai spus, conducă pe această vară, nu? Dar, după cum domnul Rotaru, în batalia mult timp,